sau nou live. Astăzi o să vă arăt cum să descărcați FIFA 16. Mi-a spus o groază pe Facebook cum se descarcă așa, mi-a spus unul la școală. S-a uitat tot la mine și a spus că hai să vă arăt acum. Intrați prima dată și prima dată pe Google. Scrieți. Stai. Cum se cheamă Apuri? Da. Apuri. Da, așa se cheamă. Așa se chema. Și intrăm. Nu prea mai m-am jucat eu pe telefon, să vă zic drept, nu mai am niciun joc. Nu știu de ce. Am mergea în lag sau nu știu. Și am spus că hai să le șterg. Aveam virus și am dat resetare la tot. Și m-ați rugat să vă arăt cum se descarcă FIFA 16. Și am spus că hai să vă arăt, nu? Scrieți FIFA 16, Ultimate Team, da. Dați în jos, foarte în jos. Uitați. Dacă aveți net foarte bun, vă merge. Dacă aveți net slab, nu vă merge, fraților. Dăm domoad. Să știți că nu din prima se descarcă FIFA. Descărcați apă pure. Da, se descarcă apă pure și după aia intrați pe aplicație și vă intră direct pe FIFA 16 și dați domoad. Așteptați 50 minute și se descarcă. Stai puțin, să văd dacă n-am vorbit degeaba. N-am vorbit degeaba. Așteptăm să se descarce. Așteptăm. Vreau să fac ceva pe calculator, să mă joc pe azi 2016. Am pe azi 2016 calculator. Dar mergea în lag, fraților, și când filmam. Salut, Adrian. Ești nou pe acest canal. Te-am văzut de mult. Stați puțin să-mi iau cealalt telefon, poate. Așa nu mai dă încurcă și dă direct pe YouTube. Cine scrie mesaje sau așa. Mai este 4 minute. Să știți că aplicația durează foarte mult să se descarce. Și FIFA 16 are un giga și 400 de mega. Stați puțin să vă citesc mesajele că uite, 3 mesaje. Așteptați, scrieți pic mai încet să intru eu. Da. Persoană și vedem ce a scris. Nikita Constantin, hai salut. În sfârșit, FIFA 14. Eu am. Frate, mă omori. Tu și azi mă enervai.
Întâi descărcăm FIFA 16. Pe aplicația asta nu poți descarca. Să descarci FIFA 14, că nu există. Hai să căutăm. Suntem 3. Bun. FIFA 14. Căutăm. Dar oricum am căutat-o eu și nu găsești pe această aplicație. Stați puțin un minut, a rămas un minut și descărcăm. Așa, fraților. Așteptăm să se descarce, nu? Secunde, iar un minut. Așteptăm și așteptăm până ce ne plictisim. FIFA 14 nu pot găsi. Să vă arăt, nu mai am niciun joc. Am aplicat Facebook. Ca de obicei. Altceva nu mai am. Am Picnic. Mobs and Live. Care filmez eu. Și în rest nu mai am nimic. Picnic. Sunt level mari. Foarte mari, să vă arăt. Cuvânt Picnic. Level 129. E bun și atât. Dăm aici. Cum v-am spus, aplicația doar s-a descărcat. Aici. V-am zis doar aplicații. Am ieșit iară. Dăm instalați, așteptăm, intrăm. Căutăm FIFA 16 sau de el rapid, nu știu. Vedem. Eu doar când am descarcat, trebuia să caut, că eu am văzut la un prieten de-al meu și am spus că hai să-l descarc, poate să că mă joc și eu. Și l-am șters, n-am avut pe Draxler. Se face foarte greu banii. L-am avut pe Navas, Diego Alves. Intrăm pe aplicație. Să vedem dacă îmi dă direct. Nu. Îmi dă direct. Căutăm FIFA. Ultimate Team. Trebuie să-l găsim. Referim asta și dăm instalații. Se descarcă de la 0 până la 1. Se descarcă greu. Foarte greu. După aia... forță. Sunt o groază de jocuri, și cu mod și fără mod. Poate vedeți. Stai că mi-a scris un mesaj și nu era. Salut Ștefan.
Ștefan, tu ți-ai schimbat numele în Ștefan Infinite. Fenomenal. Poftim, baza e, ce baza e? De ce buze? Da, cine buze? Poftim. Stai să dau eu puțin. Să aud și eu. De ce buzi? Frate, nu știu de ce. Nu mi s-a întâmplat chiar deloc. Stați puțin că închid și revin să văd dacă tot buzi e. Aud și eu cum buzie. Ia să vedem acum dacă mai buzie. Am făcut un reglaj, da, tot. Voi mai spuneți dacă buzie acum. A, bun, ok. Așteptăm să se încarce 13%, fraților. Să mai ne uităm la jocuri. Bun. Cred că din cauza la căști. Am luat căști noi. Și se aude buzind nașpa, fraților. Pokémon Go, nu vă jucați jocul ăsta. Tăieți-l de pe listă. Foarte nașpa. Gangster Vegas, tăieți-l și pe ăsta din listă. Eu vă zic care nu-s șmecheri. Adică care nu-mi plac nici. Fenomenal. Subicer Farm record maxim. Am record foarte mare. O să mă joc într-o zi sub iSurf și am recordul foarte mare. L-am descărcat cu tăcumod și am făcut ceva acolo și am făcut record mare. Foarte simplu. Așteptăm să se descarce, să vedem cât este la sută. Bine, mă. Am trecut de el. Tot 13, fraților. Nu știu, nu mi s-a întâmplat. Mai dăm o dată. Nașpa. Eu de aici l-am descărcat, m-am jucat. Până ce l-am șters. M-am jucat foarte mult. Și asta e. L-am șters. Cine vizionează acum să zică salut? Mersi pentru cele 3 like-uri. Hai că se încarcă. Dragul, ce mai face? Nu știu, întreabă-l. Luis Gigion.
Are grafica foarte bună. Nici nu mă gândeam că merge, știți, pe Android. Eu, Dragoș, nu-s Dragoș, e un prieten de-al meu, Dragoș. Hai să vă povestesc adevărul. Eu cu un prieten de-al meu, tot de aici, am făcut cont fals. Și contul fals, ăla, îl folosim amândoi. Amândoi. El parcă vorbea cu una, Adelina Păslaru. Da, Adelina Păslaru. Mai vorbea cu una, Alexandra Casandrei. Da, el vorbea mai mult cu fetele. Se dădea că e frumos, știți. Nebunia lui. Și eu mă uitam la ce vorbește el. Sunt unele fete care nici nu-și dau seama. Ți-o dau bloc, frate? Nașpa. Unele fete chiar cred că e frumos. Pe contul ăla s-a dat una la el de 18 ani. El a mințit că are 17. Știți? Și... așa mai departe, vorbim în privat. Acum descărcăm FIFA 16 pe Android. Toți care sunt pe acest live să zică salut. Cel mai mult care mă enerva să fac cum se descarcă FIFA 16 era Nikita. Mă omora efectiv. Salut. Monster. El câți ani are? 16. Să spun numele Most. Ceva nașpa. Monster. Hai, Monster. Salut. Salut, Ștefan. Am o întrebare, Ștefan. De ce ți-ai schimbat infinite? Efectiv, nu ești mai chiar. Cine e Monster? Cineva nou pe acest live. Și nu a fost pe niciun live de-al meu. Dar-l văd nou acum. Acum aștepta, mai este puțin, e 85%. Oricum are memorie mare, 1400 de... 1400. Da, 1400. Gigabyte. Mi se pare mai tare Ștefan Infinite. Mie nu. Și câți abonați ai Ștefan? Stai să mă uit. Accesează canalul. Mă uit eu acum. 40. Bravo. Challenge cu Lace. Fenomenal. Știi ce nu mi-a plăcut la tine, Ștefan? Acolo, întrebări am, n-am. La foaia de hârtie nici nu se vedea am sau n-am. Doar la sora ta, Denisa. Dar te felicit. Pentru cei 40 de abonați. Dăm setări.
curse necunoscute. Instalați. Când îl instalați, aveți grijă că trebuie să intrați în setări, să-i faceți ceva acolo, că nu îi permite și nu merge. Puteți să așteptați să vă dea, să stați 4 ore în continuu și nu vă dă nimic. Deschideți. O să vă apară așa. Nu dați dați la setting aici, nu dați acolo că așa și intrați la permisiuni. Și dați le activați pe amândouă și intrați pe el. Dăm open și jucăm. Așa vi se intră prima dată. Prima dată jucați Barcelona versus Real și aveți cele mai tare echipe. Nu, las așa. Ștefan, las așa. Cum v-am spus, dacă aveți, puteți să alegeți orice nume. Așa vă face. Știu, frate, eu vă arăt acum cum se joacă, cum arată, dar nu mă joc. Dacă m-aș juca, trebuie să dau, da start aici și vă alegeți orice echipă și ce echipă vă alegeți, o să vă deie un jucător de la acea echipă ce ați ales-o, dar nu un jucător foarte bun, nici prea slab, nici prea bun. Între. Și o să aleg normal și normal pe Barcelona. Dăm. Nu aici. Continui. Aveți grijă că sunt Barcelona mică, Barcelona mare. Și jucați mic club versus Barcelona. Și aveți o echipă fenomenală dacă o lăsa pe aia. Făceați eroare, da. Nu prea. Știți și așa arată el. Stați puțin să închid live-ul, să se vadă mare că joc FIFA 16. Acum închid, papa. Acesta a fost episodul cum să descărcați FIFA 16. Vă recomand să-l descărcați. E foarte fun și șmecher. Și dacă aveți doar netul bun, dacă aveți pe cartelă sau așa ceva, nu vă merge, fraților. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!